că hai, hai, poate hai, o să bine. ajungă vorba și despre poliție. Deci sunteți în Spania amândoi, Igor și cu Larisa. Probabil în orașe diferite, dar vreți acasă. De ce? Nu vă mai place? Nu lucrați acolo? Nu aveți contracte, angajamente, obligații? Deci, La momentul de eu față, pe rând, vă rog, pe rând, eu v-am n-am pus pe amândoi contract. într-un chat de grup, dar vorbiți pe rând. Hai, doamna, Hai, Larisa să vorbească dar prima. doamna Larisa las prima. Corect, bravo. Eu am venit doar bună ziua la toată lumea, adică eu am venit aici cu copilașul, că am copilașul, e ca o gluritu. Aici. Nu, las, eu am lasă copilașul, copilașul. deci am venit pentru să fac o investigație, adică la mine copilul cu gradul 1 și am venit pe data 25 februarie ca să fac o investigație la copil. El a venit și cu sindrom, și cu parogă, sertă, adică n-am intrat în timp, ăsta și de acum ne-au stopat. Acum nu avem nici sursă de trai, deci nici erați de în mâncare, vizită nici acolo, nimic. nici măcar nu la lucru cum erau alții Nu, sezonieri sau... Nu, nu, nu am venit nici la lucru, nu, nu, nu. Adică am venit numai pentru 10 zile ca să dovedesc să fac o investigare. Și Adică acum asta e stați tot. La rude, la cunoscuți, la cine sau în Nu, chirie? chiar m-am plâns pe Facebook că nu am unii trăi, nu am la cine, nu am, adică nu cunosc pe nimic categoric. Și o fetiță de vreo 26 de ani, adică e o româncă Găzduit. care ar fi un copil, m-a luat la gazdă. Adică, dar tot s-a chit, adică nimeni nu te ține De gratis, acord. nici mâncarea, nici De nimic. Și acord. Și acum vreți plângem acasă împreună cu fetița. acasă. Dar știți că acasă vă așteaptă Copilul. carantină, nu știu dacă la domiciliu sau în instituționalizat, dar o stați două săptămâni în carantină. Da, eu sunt de acord, dar oricât stăm Probabil și aici, acolo trei stați în săptămâni. casă, nu ieșiți Aici? în stradă, că Da, e aici pericol, tu da. stăm. Am înțeles. Corect, aici tu stăm 3 săptămâni în carantină, dar acolo ducem după lege, stăm și acolo 2 săptămâni, trebuie 3, dar suntem pe pământul nostru. Dar măcar știi Vrem că ești numai decât acasă, da. acasă. Dar Igor Da, probabil e la foarte mult. lucru. Da, eu am venit la lucru, eu am venit pe 25 ianuarie, am ajuns în Spania și la momentul de față noi suntem tare trist că noi de o lună, de pe data de 11 martie, noi nu lucrăm, cu noi nu s-a achitat. La momentul de față, azi e data din 1 și noi trebuie să achităm gazda. Noi nu avem nici bani de Dar achitare, angajatorul nici bani de spaniol, de mâncare. ce nu vă plătește Nu, spaniol nu, nu. angajator? Angajatorii sunt români, că aici cu noi venim cu biometric, noi nu ne angajăm oficial. Am Și înțeles. neoficial noi putem să Și erați pe ne 3 luni angajăm cumva numai... acolo, pe termen scurt, Da, numai probabil. pe 3 luni. Eu am Sezonier venit cumva. ca tare până în 24 aprilie. Și am mult și termină și biometric, dar la momentul de față, de o lună de zile, practic, noi suntem fără muncă, fără mică, și ședem trist, tare trist. Și am înțeles că ați noi vorbit, avem... v-ați adresat ambasadei, consulatului, ministrului, guvernului. Da, noi ne-am adresat și la consulat, la tot. Consulatul nou ne... Consulatul răspunde că noi trebuie să avem polită, noi nu avem nici drepturi până când nu n-am făcut nici că Dar Moldova ce nu poate să ne ajute. Poliță de asigurare acolo pentru tratament poliță în Spania de sau poliță moldovenească? Nu, poliță moldovenească. Eu sunt de acord, eu vin acasă, eu asachit într-un timp, dar nu în prima zi, că la momentul de față stăți moldovenii care nu. sunt aici. Îmi cer scuze, adică... Nu, îmi cer scuze, adică când am apelat noi la ambasadă, ni s-a spus că noi nu putem să vă ajutăm cu nimic, ambasada. Adică adresați-vă la guvernarea cu tare, dar ambasada nu vă poate ajuta cu nimic. Dar am văzut un comunicat din 27 martie în care zice, facem liste, vă rog să ne comunicați unde sunteți și s-ar putea să organizăm transporturi acasă. Acum așa vă spus, da, că de acum noi trimitem datele, acum. Trimitem copia și noi vă facem că să puteți ajunge în țară, dar cer din noi poliția de asigurare. Și chiar de la mine eu cerut, eu am spus că eu nu o am cu mine, dar o am, în țară o am. Și am de la cele 10 numere, numărul personal și te găsești în baza de date, că ai tu poliția ori n-ai. Nu, că Igor, DNP-ul copia, la, da, copia la poliță și să le arătăm lor. Altfel noi nu putem zbura acasă la noi pe pământ. Adică e o prostie care e nimai pomenită, nu vor să ne dea nici ajutor. Chiar astăzi m-a întrebat
Dar tu ai mâncare, ai copil mic, ai cu copil cu, zici că cu grad, ai documente care grad, zic că am tot. Dar de ce mâncat? Zic că mă ajută și mă hrănește cineva aici, o fetiță. Dar și fetița de grabă pleacă, că ei tot nu lucrează aici. Ei tot româncă și restaurantul e închis și ei pleacă la părinții ei, că trăiesc aici în Spania. Și eu plec, tot că tu unii pleci, zic în stradă. Dar Cum cine stă întreba? De la grămadă lume de foarte. la ambasadă s-au interesat totuși. Ei Da, întrebă. de la ambasadă zic și eu plec în stradă cum stă foarte multă lume aici, stă cu Sunteți de copiii parte și de mi-e Madrid sau impresionat pe ca un unde? stradă. Pe unde vă aflați? Poftim? De parte de Madrid sau chiar la Madrid v-ați dus la investigație? Nu, sunt de la Barcelona 169 de kilometri, Alcaraz, lângă Lerida, da. În nord. Asta e departe. Și Igor, unde ești? Da. Eu mă aflu drept sub Madrid, în orașul Mostoles, dacă știți Nu, unde e, nu știu. În drept de suburbie, da, aproape de suburbie capitală. Madridului. E asta 5-6 km până la Madrid. Da, Dar în aleată. momentul de față, eu pot să vă spun una, că noi astăzi noaptea am stat cu... Noi am făcut un grup pe WhatsApp Da, am și văzut, Spania sunteți mult. mulți acolo, aproape 150 și Suntem toți tare, vin cu idei, cu nu, sfaturi. chiar suntem mai mulți, până la 16.000 suntem, dacă așa se luați, că sunt 4 grupuri. Pe Facebook Și sunt în grupuri cu total, mii, dar pe WhatsApp în pe care m-ați băgat Facebook, și pe mine sunteți vreo 140. voi ați intrat în 2 grupuri, de cum eu am observat, dar mai sunt mai multe. În total suntem vreo 16.000 și azi noapte, eu să vă spun sincer, până la ora 6 dimineață, noi toți care prin grupă am cătat gazdă pentru o fată, că niște români o dat O afară dat azi afară, dimineață, da. pe Marina, dacă mă tare Da. știi, știi, Administrator, pe e numit. Marina, da, un administrator de grupă, e pe dânsă o dat afară și la ora 6 Măcar că dimineață, n-au pentru cum dreptul. am spus, Acum, da, în măcar că perioada n-au asta, n-au dreptul, aici dreptul, dar au dat e afară. perioada de astăzi, și noi la ora 6 dimineață, în total, în toți oameni, s-au găsit lumea și o luat-o, tot normal, fata s-a aranjat, tot normal. Dar din ăștia Dar 16.000, probabil nu toți vor să se întoarcă acasă, nu? nu, eu nu vă spun că toți, undeva în jur de 3-4.000, precis, care vor acasă, care cu pașapoarte biometric. Că sunt oameni care cu pașapoarte române și ei s-au angajat aici oficial, ei s-au angajat legal, ei S-au dus au chiar cu apartamentul. familie, poți zici că s-a acasă Da, ei acolo, sunt cu da. familie, ei tot. Oamenii ăștia, ei nu pretindesc că se duc acasă. Nu pretindă. Ei sunt de acord să rămâie aici, cum? Ei sunt bucuroși că ei au rămas aici. Dar sunt tare mulți oameni care vor acasă, care într-adevăr, Deci azi e câteva data mii, din da? tâi. Asta înseamnă câte Câțiva avioane mii, trebuie să asta. zboare, de câte ori? Ei, eu sper că vreo 6 Depinde și avioane, avion. precis. Da. Dacă sunt avioane Boeing de Da, 460 de asta e cu ei. persoane, da, dar dacă sunt de Apoi 20 sau de 10 50. avioane. Dar la momentul de față, noi cât grăim, undeva vreo 2.000, asta și oameni care au rămas fără muncă, fără mâncare, fără Deci în casă, situație fără critică, gazdă, fără cei mai nimic. disperați. Da, foarte Eu să cred. vă spun cinstit, trăiesc într-un apartament la niște ruși, e o familie, femeie ruscă și bărbatul azerbaijan, armean, și pe noi încă nu ne dă afară, nu ne-au mai dat 10 zile, dacă nu ne achităm, știți, 10 zile pe noi ne dă afară. La momentul de față eu am rămas cu 50 de euro în mână și cu mătru meu, că noi suntem în doi, cu mătru într-o cameră, și e tare trist. Dar e Și cam cinic la eu nu niște știu. oameni care au rămas cu ultimii bani să le ceri și polița de asigurare medicală pentru Moldova. Da, așa, Și altfel foarte nu-l mult. iei acasă. Îl lași să moară de foame acolo. Ce faci? La toți cu Dar, totul înseamnă. mă scuzați, hai punem întrebarea altfel. Bun, pe mine mă dă, pe mine, hai spunem așa, dau o întrebare așa. Mâine mă dă pe mine afară, eu ies afară. Și ce fac eu? Să încep a fura, să încep a bate cu Să cineva. ușide, atăie. Primul rând, eu mă duc la poliție. Dacă eu mă duc la poliție, asta e primul rând, eu pur și simplu o dau din nică țara mea. Eu tot n-am venit că așa de ghinion a fost. Eu tot viața am lucrat la construcție. Și eu n-am fost un lucrător simplu, eu permanent eram din brigadă, eram ca начальник, eram
Eram șeful de echipă, dar nu ne ajung bani, nu ne ajung, că eu am mulți copii. Și să mă scuzați, în momentul de față, noi n-am avut ce să facem în țară, că să ieșim în nivelul șeala care trăiește nivelul, deși ei care pe noi nu vor să ne primească acasă. E greu, într-adevăr, acum foarte multă lume a rămas fără bani, fără, n-au bani nici de bilet, se întoarcă înapoi în țară, n-au bani de mâncare, sunt chiar femei însărcinate, sunt femei cu copii, plâng pe stradă, chiar aici, nu departe de noi, plâng, stau în stradă, n-au unde, nu-i primește nimeni. Și partea asta, unde sunt eu, aici mai mulți români, și românii nu te primesc așa în casă, mai ales moldovan. Șeți și plâng în stradă, fără bani, fără mâncare. Nu știu că frații sunt în asigurare ca să ajungi în țară. Ei n-au nici de bilet acasă. Adică până în ziua de azi, românii ne ziceau că suntem frații de pe prut. Aha. În momentul de față, eu am observat că românii pe noi ne predau primii. Foarte corect. Ia ca casa. Din casa asta, sâmbătă trecută, o scos 3 morți. În momentul de față, cum vă gândiți voi? Cu și părere șed eu, dacă eu nu ies din casă, dacă eu de-am stau 3 săptămâni. Eu tot 3 săptămâni cu copilul meu n-a ieșit o minută afară. Eu n-am ieșit. Păi în casă ești în siguranță, în casă ai cele mai puține șanse să te îmbolnăvești sau să iei virusul și să-l transmiți altora. Dar dacă ieși din casă, dacă te scot din casă, atunci da, rămâi expus și riscului de îmbolnăvire. E clar, dar eu mai am 6-7 zile că să nu mă dă din casă afară. Mm-hmm. La momentul deci, de față, eu nu ieșim, dar și la alți oameni din casă. Dar e că sunt lume pe care o dat afară. Sunt, tare mult. Greu, e foarte greu. De ziua de azi, ați observat că în grupă, că chiar azi au fost de multe scrisuri. Tare mulți oameni de-am stăpâne sau pachet și eu zic că îi dau 2 zile la experiență că dacă nu achit, îi dau afară. Foarte multă lume aici vor să-și pui capăt zilelor. Sincer vă spun, foarte multă lume vor să-și pui capăt zilelor. N-au cum ajunge acasă, n-au să mânca, adică aici spaniolii sunt spânzuri, spaniolii se dau să sar de pe casă. Clădiri, corect. Ne-am impresia și îmi spacă moldovenii care n-au unde pleca și n-au și face. Dar eu aș spune așa, că acasă cum ar fi, chiar duci la clorantină, chiar și n-ar și. Dar acasă, e părețele și ala care de casă. Că tu știi că neamurile, lasă eu la momentul de față, eu am unde pleca. Dacă eu vin în Chișinău, eu am apartament, e simplu, el e liber, o cameră. Ca să te izolezi, fii singur și nu expui familia, am înțeles. Da, că chiar azi au ajuns cu mătru din Germania, au ajuns cu mătru azi cu mașină, au venit cu din Germania, și stau în carantină, și au intrat în casă, în 2 băieți care au venit, și au unde sunt în carantină. Noi nu refuzăm să stăm în carantină, noi nu refuzăm de nic. Dar nu poți să refuzăm, e pentru binele nostru și pentru binele din jur. Corect. Oameni buni, asta noi destul de tare înțelegem că noi venim din țara și care e tare mare cu virusul și eu n-aș vrea să-mi dau copiii mei sau femeia mea sau bărbatul cum să-i supui riscului, da, de acord, mea, sau... corect. Noi nu vrem să-i riscăm pe dânsă, noi suntem de acord să venim acasă și stăm în carantină. Credeți-mă că noi îți găsim unde. În momentul de față eu sunt blocat pe Facebook de Igor Dodon, de mulți politici, că eu am făcut tare multe live-uri, cum este, primul efir, am făcut și pe mine m-au blocat din multe locuri. Oho. Eu sunt blocat, la momentul de față eu sunt blocat. Pentru că cerem dreptatea noastră, spunem adevărul. Nu știu în ce fel ești blocat, că iată am putut să te găsesc pe Messenger. Noi acum discutăm într-un apel video pe Messenger și am putut să văd profilul dumitale de pe Facebook, deci există, doar că nu te lasă probabil Chicu și cu Dodon să le scrii lor. Știu, acolo oricine îi critica o leacă și ei bloca. Nici lui Renat, nici lui Chicu, nici lui Dodon, eu nu pot scrie nică. Eu n-am spus nică de rău, eu pur și simplu am spus că oameni tare mor de foame aici. Aici lumea se înșeapă a muri de foame, moldovenii noștri se înșeapă a muri de foame. Și moldovenii și ei care ne zic că noi voi ați plecat după viață cea mai bună. Da, noi am plecat, dar noi am plecat nu de viață bună. Noi tot n-am plecat de viață bună, că eu am lucrat tot viața în Moldova. Eu am lucrat la construcție, eu am lucrat la terenuri de joacă, la Altaprim.
am făcut niște terenuri de joacă pentru țară. Dar eu n-am putut strâng bani, eu n-am putut să fac nimic acasă. Doamna Larisa, dar de ce v-ați dus cu copilul la investigație în Spania? Ce, nu erau buni medici de la noi sau mai aproape de Moldova? Eu am fost la Chișinău, în vreo două locuri am fost. Chiar mi-a trebuit să proctolog pentru copil. Unii am fost care au văzut, nu sunt profesioniști care îmi trebuie mie și nimeni a spus că la Spania, adică am avut eu cunoscut care tot au avut copil cu așa diagnoză și cu așa boală, care are și copilașul meu, care îmi trebuie și proctolog și aparte de și mai are sindromul Down. Și am venit aici, că aici sunt medici mult mai... Medici destul de buni. Aici medici destul de buni. Eu o să vă spun ce înseamnă. Și ia că ce am venit. La Chișinău unde am umblat și am băgat bani, n-am făcut nică. Nică. Nu m-am umblat și am băgat bani, nică. Și pentru operația asta mică... Ce arăți, Igor, că n-am înțeles? Ai rană la mână sau ce? Iată, asta a fost un coș. Un coș. Pentru coșul ăsta, eu am lucrat la Forum Prim, am avut poliță de asigurare medicală. La Forum Prim am lucrat. Ni s-a umflat mâna tare. Asta e firma din Moldova. Tare, eu nu putem... Da, asta e din Moldova. Firma e Forum Prim, eu la construcție am lucrat, șeful de echipă. Ni s-a umflat mâna. Eu m-am dus la medici, eu am plătit 1000 de lei. 1000 de lei am plătit cu asigurare. Poliț, da. Cu poliță de asigurare. Eu am plătit 1000 de lei că să-mi facă operația în ziua aceea. Că nu, pe mine m-a scris că o lună jumate, peste 40 de zile m-a scris că să mă duc la operație. Dar să mă scos în 40 de zile, la mine mâna era și bă înflată de mama dracului. La mine tata a murit de la gangrena. Anul trecut eu am venit în coaș, eu de-am a doua oară în coaș vin. Eu am fost aici și jumătate de an și când nu m-am venit în coaș, la mine tata a murit de la gangrena. Eu tăiet piciorul, că tot așa, tot am plătit medicamente, am plătit. Lasă să nu spui moldovenii că nu plătesc. Am plătit foarte mult și la medicină. Adică bani neoficiali ați plătit mit, așa, nu în casă, nu oficial, da? Nu, buznar, nu, mită. Că dacă nu-i pui buznar, el nu plătește ca la nici, mă iertesc ca la... Ei ne-au zis așa, că tata e fără picior și el nu poate să nișcă. Că eu trebuie să achit medicul care a să aibă grijă de dânsul, măcar că vine femeie în tătă ziua. Am angajat o femeie care vine în tătă ziua dimineață, dar să mă scuzați, fiecare femeie, fiecare om are drept să doarme. Și femeie pe noapte se duce acasă și pe noapte eu plătim câte 50 de lei, eu nu spun mult, 50 de lei. Da, asta-s bani. Pentru noi 50 de bani. Tatăl a stat două săptămâni. Eu am plătit toate medicamentele. Când au făcut operația, am cumpărat niște medicamente de 1000 și ceva de lei. Am plătit. N-am achitat tot. Și de atât așa am venit în coaș, că m-am plăcut plin de datorii. Plin de datorii. Da, domnul Oleg, aparte că chiar îmi cer scuze, fetița la mine cu sindromul Down, da? E are și poliță. Și are și grad, adică multe medicamente la copii se dau degeaba, da? Gratis, adică. Două antibiotici, un antibiotic care mi-l dă gratis și acela îl scot ca cu dinții din drânjii și flavamet de tusă. Restul tăti le plătesc, restul tăti le cumpăr. Că am copil cu gradul întâi și am poliță. Un leac, un leac, chiar și așa la care îți dă gratis, trebuie să-i pui un 50 de lei în mână, că să-ți dă. Am înțeles de ce ați plecat din țară, am înțeles în ce condiții sunteți prinși acum în Spania. Sper să intervină autoritățile să vă ajute. Nu știu cum o să vă lămuriți cu polița aceea pe care trebuie să o plătiți. Poate dacă o să, nu știu, protestați, o să... vă revoltați cumva, poate o să răzgândească. Deocamdată văd că e o decizie de ieri care a intrat de azi în vigoare și li se spune celor care vor să urce în avion spre casă, dar încă nu s-a alocat avion pentru voi, deci nu știu când o să vă trimite avion. Asta și e problema. Dar nu spune ca și de la Franța, care sărmanii au plătit 300 de euro și eu lățat o 24 de ori în aeroport și da. Așa să nu pățăm și noi acum. Și nu știu cine strâng banii pentru asta, dar cine strânge, pentru cine strânge? Adică noi... Eu am spus că eu... Sunt unii deja care strâng bani pentru avion? Da, de-am început să strânge bani. De-am apărut. Dar cum? De-am apărut. Dar n-aveți certitudine?
Dar n-aveți certitudine că o să vă permită să mergeți, să zburați. Da, dar cine știe că noi așa am vorbit în grup, ajungem în aeroport, acolo dăm banul, drept când suntem în Acolo avion. suntem, în grupa Dar nu aceea așa, a spus. dai și nu știu cui dai și cine știe dacă ajungi tu. La Și mai momentul pui de zi. față, eu nu știu, eu să-ți caut unde spromut bani, unde și Dar un noi tăți spaniol, în grup parcă ne-o promis, spromutăm bani. dar așa, Toată spaniolii, ia zic, mâine refuză. Și eu nu știu, lumea iar la caută momentul de bani. față, dacă ajung la aeroport, eu nu știu, a să am eu banii, ori n-a să am. Am înțeles, mulțumesc foarte mult pentru încredere, pentru apel. Am Da, înregistrat și mulțumim frumos public chiar dumneavoastră. acum pe Curaj TV. Cerem Mulțumesc ajutor de la deloc autorități. frumos. Ne dă voie să Noi intrăm nu în toată spunem noastră nimic. baștină. De la Ajutați-ne, vă rog moldovenii frumos, să și ei. ajungem. Am o rugăminte. Aduceți la moldovenii și ei care stau în Moldova. Că nici un moldovan din Spania, din Franța, din Italia, nu refuză să stă în carantină. Că noi Da, suntem de acord să stăm în vorba nu-i că carantină. refuză cineva, nu vor să ne Nu, primească în țară, adică. Tare mulți scrisori că Lumea a noi fost refuzăm, bună, că noi îmi umblăm cer cu scuză, dischetă, cu lumea a fost șașlicul, bună când o noi nu trimis avem cum. milioanele acasă, mili de euro. Păi acasă. Atunci a fost bună. Și gata, acum dacă omul nu lucrează și asta, nu le trebuie moldovanul nici de cum să stea un vagabond în țară să mai încurce lumea acolo, înțelegeți? Lasă-l să moară acolo unde l-a dus dracu, când ei n-au treabă de noi, de-am. Gata, adică Păi ai vrut asta că e să-ți pătașezi acolo, problema mamă la dracu. moldovenii. Problema asta, eu mă uit că a apărut numai la moldoveni și la ucrainenii. Rușii, ia că eu stau cu rușii. Rușii singuri, pe degeaba, au făcut avioane, au scos toți rușii. Toți rușii au scos, care au vrut acasă, pe toți au scos. În 3 zile au făcut Dar și 40 românii și pe directori de toți. avioane. Am înțeles, Igor s-a deconectat și a revenit. Oricum, cred că e târziu deja la mine, e trecut de miezul nopții, n-aș vrea să-mi trezesc vecinii și vorbim deja de aproape jumătate de oră. Cred că e clară Da, situația. mulțumim. Mulțumesc Vă foarte mulțumim mult frumos pentru că apel și ne-ați luat pentru în încredere. vedere, domnul Oleg. Și Și ajutați-ne, vă rog Alex, o frumos, să noapte ne bună întoarcem și acasă. vă rog frumos, nu uitați de noi, că noi Stăm nu și suntem prin oameni străini. proști, nu suntem, noi suntem oameni care sunt muncitori și dacă noi revenim în țară și a fi locuri de muncă, noi cu mare plăcere aș lucra acasă, pe lângă familie și pe lângă copii. De acord. Foarte corect. Sper să ne Hai, vedem în Oleg, și Moldova noapte vreodată bună. cu bine sau să aud cu bine de la voi. Sănătate! Pa, pa, Yes, sănătate și so, mersi ai mult. o seară bună!